cafea de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți... Bună dimineața! 5 decembrie 2019. Ce să vă spun? O nouă apariție a Mesagerului de Neamț, numărul 428. O să avem și invitat, sperăm, era în trafic și zicea că ajunge imediat. O să vă spun cine vine exact atunci când îl vedem că intră pe ușă. Până atunci vreau două lucruri să vă aduc în atenție. În primul rând, Mesagerul de astăzi, zic eu că merită, chiar merită să-l căutați la chioscuri, pentru că pe 3 pagini avem un material care se cheamă Securitatea în Neamț, informatorii de ieri, potentații de azi. Rog să fiți atenți, n-am spus colaboratorii de ieri, potentații de azi, am spus doar informatorii de ieri, potentații de azi. Pentru că, potrivit legii din România, poți să fii informator, dar să nu fii colaborator, în sensul legii. Adică, ai semnat un angajament, ai dat cu subsemnatul, sau n-ai semnat un angajament, ai fost luat ca sursă și ai spus, ăla nu știu ce, spunea că nu-i place pe timpul lui ceaș, ăla spunea că nu-i place nu știu ce. Și toate astea se consemnau, vin cercetătorii acum de la CNSAS și spun, domne, da, X a fost, a semnat un angajament cu numele cutare, dar nu a fost colaborator în sensul legii. Ce ar însemna să fii colaborator în sensul legii? Adică ar însemna să fi dat informații care să atingă drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului sau informații care să producă niște daune cuiva. De aceea avem situații destul de interesante. De exemplu, la Târgu Neamț, fostul viceprimar de Târgu Neamț, domnul Humulescu Traian, are două adeverințe de la CNSAS, ambele de necolaborare. Prima în 2014, dacă nu mă înșel, a doua în 2018. Numai că între 2014 și 2018 au apărut din dosare niște noi documente și un angajament semnat de domnia sa cu numele de Dumitru. Dar chiar dacă apare angajamentul, chiar dacă probabil sunt și alte hârtii acolo, noi n-a fost lucrător, colaborator al securității în sensul legii. Același lucru apare și în cazul lui Gheorghe Ștefan, fostul primar de Piatra Neamț, dar a venit invitatul, poate să intre, să ia loc, că nu se vede în imagine până când nu-l prezentăm noi. Deci, domnul Gheorghe Ștefan, care are și el mai multe adeverințe că n-ar fi colaborat cu securitatea, deși apare și o opinie separată a unui cercetător care spune, domne, eu cred că a colaborat cu securitatea. Avem și cazul viceprimarului în funcție de la Abicaz, domnul, să nu greșesc, Nicu Butnaru, care apare și el cu numele de Victor Popescu ca fiind posesorul unui angajament cu organele securității. Și în cazul lui s-a dat decizie de necolaborare. Mai avem și alții, inclusiv la un moment dat în niște documente apare chiar președintele Consiliului Județean Neamț, domnul Ionel Arsene. Să nu uităm pe domnul fost prefect Panaite, care și el la 17 ani și ceva semna un mic angajament în care se angaja să supravegheze informativ
zona în care era elev. S-a găsit că un singur document dat de el cu practica în producție. Dar și domnia sa a primit adeverință de necolaborator. Asta nu înseamnă că n-a informat, pentru că era cu angajament semnat. Îl avem și pe domnul Sandu, sau pe numele său întreg, Alexandru Togan, fost procuror, care, să spunem așa, din cele mai timpurii perioade ale vieții sale de om matur, a colaborat și nu se știe exact până când, dar a colaborat cu extrem de multă, dorință de colaborare. El a și fost declarat colaborator, cum a fost declarat colaborator și fostul primar de la Cândești, Vasile Grigoraș. Aveți pe trei pagini o situație pe care noi o prezentăm și cu asta și închidem subiectul acesta al colaboratorilor Securității în Neamț, pentru că subiectul a fost trimis în derizoriu chiar de către cei care trebuiau să-l lămurească. În ce sens? Păi, în loc să se spună clar, domne, avem oamenii ăștia care au semnat angajamente sau s-au angajat să colaboreze cu Securitatea, apar în documente ca surse și ăștia au fost informatori și există asta, și dintre ei avem o parte care au turnat ca să facă rău. Deși turnatul ăsta să faci bine, cu excepția turnatului împotriva unora care ar fi atentat la siguranța națională, este foarte vag. De aceea, oricând ne putem aștepta ca la oricare să apară documente noi și el să candideze 3, 4, 5, 6 ani, 5, 6 mandate, și când și-a terminat mandatul sau după ce a decedat, să apară dosărelul întreg. Ce este interesant este că toți acești băieți, mai tineri sau mai maturi, au ajuns pe funcții de conducere administrative și politice. Ceea ce ar putea să ne ducă cu gândul la faptul că există niște rețele care îi propulsează și îi mențin în funcții. Rețele care funcționează oficial, neoficial, teoretic neoficial, și ne fac să ne întrebăm câți dintre conducătorii pe care i-am avut până acum au fost necolaboratori cu Securitatea în sensul cuvântului necolaborator. Adică n-a colaborat. Nu căci că n-a colaborat în sensul legii. Deci câți dintre cei care ne conduc pe noi sau ne-au condus din 90 până acum n-au colaborat cu Securitatea? Că vedeam zilele astea un film care circula cu cei care erau la balconul de la Casa Albă din Piatra Neamț. Și când m-am uitat acolo și mi-am adus aminte de niște decizii ale CNSAS, am numărat vreo 5 în balcon, așa, o privire. Probabil că au fost acolo ca tocmai ca să-și arunce dosare, să-și arunce angajamentele de la etaj ca să ia foc. Da, este o altă poveste. Bun, încă un subiect din Mesagerul de astăzi, care în momentul ăsta este extrem de citit, inclusiv pe rețele de socializare, deoarece este singurul material postat din ediția scrisă astăzi în rețele de socializare, este vorba despre materialul denumit Șeful Poliției Neamț decapitat la comandă prin metoda ORNS. Este o metodă care s-a patentat în timpul doamnei Carmen Dan și care funcționează cu succes și acum. Pe informațiile pe care le avem, în acest moment, inclusiv actualul guvern se pregătește să schimbe o mulțime de directori pentru că nu
le-a fost reînnoit certificatul Ornis. Bine, este un pretext. Dar pretextul ăsta, dacă stăm să-l judecăm în adevărata sa complexitate, ar rezulta așa. Că am avut șef de poliție, nu numai în Neam, dar și în alte zone ale țării, ci chiar în minister, care n-ar fi avut voie să aibă acces la certificate, la informații clasificate de diferite, la diferite nivele. Că avem directori prin instituții care la fel nu au certificat ONIS, deci n-ar avea voie să aibă acces la informațiile pe care le-au avut. Și stăm și ne întrebăm ce au făcut cei care dădeau certificate ONIS. În mod normal, toți aceia ar trebui dați afară pentru incompetență. Doar dacă s-a întâmplat ceva în ultimii doi ani și avem o groază de indivizi care se presupune că au trădat încrederea țării. Și atunci nu e suficient să-i schimbi. Trebuie să-i și lucrezi contrainformativ. Eu vă sfătuiesc să citiți materialul din Mesagerul, pentru că în Neamț avem deja două victime ale Ornis. Unu, Adriana lui Gheorghe, și doi, șeful Poliției Neamț, Paul Tablan. Apropo de Poliția Neamț, ieri ați văzut că a fost numit domnul Catană adjunct și cu împuternicire de șef, dar astăzi e posibil să avem nici surprize și să avem un alt adjunct care să fie și el împuternicit. Da, mai așteptăm puțin, nu mult, și o să vă spunem dacă nu cumva deja lucrurile sunt publice. Noi credem că încă nu, dar vom trăi și vom vedea. Și apropo de poliție, vom mai avea niște mici surprize care se referă la personajele importante din acest scandal. Pe unii îi vedeau oamenii puși la pământ și cu bocancul pe gât, s-ar putea să nu fie chiar așa. Alții se vedeau șefi și se vedeau punându-și bocancul pe gâtul altora, s-ar putea să nu fie chiar așa, dar vom trăi și vom vedea. Acum să trecem la subiectul de astăzi al emisiunii. Astăzi vom vorbi despre stânga-dreapta sau dreapta-stânga. Vom vorbi despre modul în care poți să fii politician în Neamț și să reziști în momentul în care primul lucru pe care trebuie să-l faci este să nu să te protejezi de cei care teoretic sunt adversari de partid, cât de cei care sunt în jurul tău. Invitatul meu de astăzi este autorul unei conferințe de presă de ieri, domnul Laurențiu Dulamă, vicepreședinte și de județ și de organizație municipală. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit pe noastră și toți cei care ne privesc în acest moment. Domnul Dulamă, sunteți vicepreședinte la județ, vicepreședinte la organizația municipală, nu greșesc? Vicepreședinte? Și la municipiu și la județ. Păi și la pe asta, sunteți acolo așa, sunteți vicepreședinte. De trei ori vice. De trei ori vice. Ieri ați făcut o conferință de presă. Acum, eu ca un privitor, ca să zic așa, detașat de subiectul mișcării în general, al celei populare în special, că mișcarea populară se făcea doar pe timpul Daciadei, acum nu se mai face mișcare populară decât în partide, vă întreb simplu, de ce ați făcut conferința de presă și de ce ați făcut-o singur? Pentru că dacă era o conferință de presă în care trebuia să transmiteți un mesaj al partidului, probabil că ar fi fost bine, cum ne-am obișnuit la PMP, vedem 2, 3, 4 oameni în conferința de presă. Să înțeleg că a fost un fel de indicație să o faceți singur?
Inițial ar fi trebuit să fim mai mulți acolo, și președintele partidului, și președintele de la Piatra, și doamna de la Femei, împreună cu mine, dar, într-adevăr, miezul problemei, dacă pot spune așa, era persoana mea și calitatea mea de vicepreședinte la Consiliul Județean, pentru că în ultima vreme au apărut așa în spațiu media unele suspiciuni că, vezi, doamne, am trecut de stânga, cum s-a zice, sau adică, am fost de stânga. Adică, să spunem așa, că reperul este Ionel Arsene și dacă sunteți la stânga sau la dreapta lui. Da, exact, cam așa a fost pusă problema. Și poate că am vrut să aduc niște lămuriri pentru toți cei care și telespectatorii dumneavoastră care mă cunosc de atâta timp în Piatra Neamț, nu neapărat ca om politic, ci ca persoană fizică, ați pot spune așa, am vrut să aduc niște lămuriri politice despre activitatea mea începută, în, așa cum am spus și în conferință, în 1990, când m-am înscris împreună cu alți membri marcanți politic, pot spune așa, la nivelul județului și chiar la nivel național, în Partidul Național Liberal, că atunci în 90. În 90, în luna decembrie, da, Dumnezeu să-l ierte pe domnul Mihai Beraru, pentru că dumnealui mi-a parafat în 91, mi-a parafat în ianuarie, februarie, palținii. Bine, noi eram atunci tineri, eram studenți, ne-am orientat spre o activitate în sediul Partidului Național Liberal, respectiv o discotecă, cum erau pe timpul după Revoluție, apropo de securitate, că vorbeați la începutul emisiunii noastre de securitate, era o stare așa atunci de sperietură, nu știai ce să faci ca să poți să ieși din cotidianul acela comunist, care eram învățați de 50 de ani. Și atunci, împreună cu câțiva prieteni de-a mei, ne-am gândit să facem o discotecă în spate, exact în camera unde, ani de zile după aia, s-au ținut ședințele Partidului Național Liberal. Și așa am ajuns liberal, nu ca și... Deci, ați fost cu entertainment-ul. Da. Pot să vă spun că n-am fost niciodată membru al Partidului Comunist Român, dacă, apropo de subiectul dumneavoastră. Utecis n-am scăpat. Dar informator ați fost? Niciodată, nici informator. Și, deci n-ați fost. Nici informator, nici membru al Partidului Comunist. Și cred că dacă n-am fost membru a Partidului Comunist, poate s-a datorat și vârstei mele, pentru că haideți, lăsați-mă că aici am văzut numai 17 ani. Erau cam tineri ca să fii colaborator. 17 ani jumate, 17 ani, semnau angajamente. Da. Ei sunt necolaboratori, că așa le-a dat legea, că nu colaborează, da. Au fost acolo, ca să zic așa. Da, da, probabil. Și atunci... Așa cum am spus, am zis, trebuie să mai reamintesc, în primul rând, că bine ați punctat, colegilor mei din Partidul Mișcarea Populară, pentru că acum un an și trei luni, cred că am fost singura victimă a partidului care a suferit din cauza PSD-ului, și asta trebuie să știe toată lumea, că n-am stat un an și două luni, am avut trei procese, și justiția a fost și a făcut dreptate pentru... După un an și trei luni de zile, da? Bun, domnul Dulamă, dar de ce s-a întâmplat atunci ce s-a întâmplat la Consiliul Județean? Care a fost motivul? Haideți să ne aducem aminte. Ce s-a întâmplat? Ei, am spus ieri în conferința de presă... Da, dar eu prefer să spun și da, aici. Negocieri de vot, dacă pot spune așa, care a fost făcut în 2016, imediat după alegeri, pentru maximizarea voturilor și a funcțiilor politice. Până la urmă, acolo am ajuns. Deci am avut o negociere și am negociat viceprimar de comune, viceprimarul la Piatra Neamț, vicepreședinte Consiliului. Haideți să lămurim ceva. Această negociere a făcut-o Laurențiu Dulamă de la Neamț, fără să informeze conducerea centrală? Sau a fost un agreement care a venit dinspre București? A fost. Eu mi-aduc aminte de domnul Băsescu, care spunea într-o emisiune TV și într-o conferință de presă, care spunea așa: vom încerca să ocupăm cât mai multe funcții pentru oamenii noștri. Vom face inclusiv înțelegeri locale cu PSD-ul. Domnul Bălăneș, să știți că oricare partid, fie de stânga sau de dreapta, după rezultatul final dat de către
AEP, cum eram și cum mai este și acum, Parafat final, începe să-și facă unele calcule și unele jocuri politice și negocieri, pentru că fiind un partid apărut nou pe scena politică și trecând plagul celor 5%, și ați văzut că Neamț am avut mai mult de, chiar la Piatra Neamț am avut un scor cu două cifre, au trebuit să maximizăm votul, pentru că ăsta e cuvântul. Adică haideți să o luăm așa. Deci dumneavoastră ați ajuns în situația în 2016 încât decidați majoritatea în Consiliul Local Piatra Neamț, puteți avea un cuvânt de spus și la Consiliul Județean, plus în câteva locuri din județ. Corect? E adevărat. Iar și PNL-ul și PSD-ul erau interesați de majoritatea, în primul rând, în Consiliul Local Piatra Neamț. Așa este. Și atunci, prin negociere, a ajuns PMP-ul să aibă un viceprimar în persoana domnului Bogdan Gavrilescu, promovat de dumneavoastră, dacă mi-aduc bine aminte, da, să fie viceprimar ales cu voturile, dacă nu mă înșel, a PSD, PMP, era și ALDE? Era și ALDE. Era și ALDE. Deci PSD, PMP și ALDE. Asta este adevărul, ca să spunem așa, nu isteric, ci istoric. De aici până la isteriile de după, nu e mare distanță. Deci așa s-a întâmplat în 2016. Continuați. Da, ați văzut filmul politic și istoria politică, care tot timpul e plin de imprevizibil, a făcut ca acum un an și jumătate aceste negocieri care au fost atunci, pentru toată lumea spune și toată lumea îmi reproșează mie că am făcut o alianță cu PSD-ul. N-am făcut nicio alianță niciodată și nici nu mi s-a transmis vreodată de la centru de către președintele Băsescu să facem vreodată așa ceva. A fost doar treabă de a maximiza votul, așa cum am spus. Și atunci, după un an și câteva luni, la Piatra Neamț s-a constituit o altă majoritate care a avut repercusiuni la nivel județean. Ce fel de repercusiuni? Pentru că dacă vă uitați un pic președințele Consiliului Județean, o să vedeți că atunci când am fost, cum să spun, sfătuit politic, pentru că am spus-o și ieri, constituțional, votul nu poate fi influențat de absolut nimeni. Haideți, lăsați-mă. O linie politică există. Haideți să vă spun eu că se adunau toți într-un birou și li se spunea tu votezi așa, tu votezi așa. Nu mai discutăm. Am înțeles. Deci, lucrurile în grupurile astea de consilie se fac prin pregătire înainte. Dacă vezi o tâmpenie, spui, bă, stai un pic, eu tâmpenie. Bă, dacă nu votezi, cum spune partidul, suști. Păi la presiunile astea mă refeream. Așa. Și am vrut să spun că eu am votat atunci cu PNL-ul foarte multe proiecte împotriva proiectelor Partidului Social Democrat, iar repercusiunile s-au văzut imediat. Într-o ședință oarecare ordinară, pentru că au fost foarte multe și extraordinare, m-am trezit cu un plic de la Prefectura Neamț, a venit cineva de acolo, în bună credință și o cunoștință de cauză, am făcut formalitățile legale și am semnat de primirea plicului. La 3 minute am coborât în ședință, deja ședința a început cu citirea acelui ordin de prefect prin care mă trimiteau acasă, ca să spun așa. A fost o făcătură. Da. Eu mi-aduc aminte că noi am scris la vremea aceea și am și găsit persoana care a cerut de la Oficiul Comerțului date despre dumneavoastră, care persoană a spus, dom'le, eu n-am făcut nicio reclamație. Întâmplător, datele acelea au ajuns la un prieten de-al lui, care întâmplător era la cabinetul doamnei prefect, fost angajat în Consiliul Județean. Și lucrurile astea s-au făcut pe repede înainte, de aceea v-a și dat instanța în ciuda tuturor, ca să spunem așa, sfaturilor, v-a dat câștig de cauză. Ați venit înapoi. Ei, de acum începe telenovela. Da, am venit înapoi de 3 luni și jumătate, aproape 4 luni. Așa cum era de așteptat, toate proiectele de hotărâre care vizau interesul cetățeanului și
în confirmată legalitate, au fost aprobate și de către persoana mea. De aici a apărut toată suspiciunea că, vezi, doamne, Laurențiu Dulamă deja votează cu stânga și că e cu stânga și că eu n-am fost niciodată, așa cum v-am spus, începusem istoria a mea politică, nu mă refer aici neapărat la persoana mea, mă refer la activitatea politică, niciodată nu o să găsiți vreun... Când ați candidat dumneavoastră pe zona Colegiului 3? În 2012? Păi am candidat de două ori, da. În 2012 și în 2016. Și atunci erați pe lista? Eram pe lista PNL-ului. Erați pe lista PNL-ului? Da, la vremea... PDL-ului. PDL-ului. Pe actualul PNL. PDL. PDL eram, da. PDL. Și cine erau contracandidații? Era USL-ul. Din cine era format? PSD și PNL, dacă nu mă înșel eu. Deci eu am candidat într-o alianță și cred înțeles. Păi atunci se explică poate niște lucruri. Deci dumneavoastră, ca ați candidat în 2012, împotriva unei alianțe între PNL și PSD. Și acum, din partea PDL-ului. Bine că aveți colegi din PDL foarte mulți care acum sunt în PNL. O parte sunt poate și prin PSD, dacă nu mă înșel. Dar s-au mai disipat. S-au mai disipat. S-au găsit alte... Așa. Dumneavoastră de acolo ați plecat în PMP. Da. Adică mers... tot spre dreapta. Cum deci am ținut linia politică a președintelui Traian Băsescu. Niciodată n-am fost un, cum să vă spun, un cameleon, un fugar. M-am dus în alt partid ca să-mi găsesc. Nu. Și am explicat el foarte clar. Deci am început cu Partidul Național Liberal. În 2007 am mers pe acel proiect al lui Teodor Stolojan, care se numea Partidul Liberal Democrat, PLD. PLD. Da? Pentru că era singura persoană... Ți-e minte, era o poză mare cu Stolojan pe sediul partidului... unde acum este sediul... Este o crâșmă. Acum nu mai e nicio sediu, dar era Partidul Național Liberal. Da, după aia a venit Partidul Național acolo, da, liberal, da. După care, știți prea bine, ne-am făcut acel proiect de unificare a Partidului Democrat cu Partidul Liberal Democrat și s-a creat Partidul Democrat Liberal sub conducerea președintelui Traian Băsescu, unde activez și acum. Deci eu merg pe aceeași construcție politică a președintelui Traian Băsescu. Și e bine de știut acest lucru, pentru că automat apărând aceste suspiciuni că sunt de stânga, sunt de dreapta, sunt de centru, nu, am mers pe aceeași proiect politic a președintelui Băsescu și probabil că voi merge până la capăt aici, pentru că, deși așa cum vă spuneam că începuți dumneavoastră să punctați foarte bine acolo, după acea mazilire, făcătură, să-i spun așa, ieftină, am făcut un pas înapoi. Am fost la București și în fața președintelui Băsescu l-am prezentat pe domnul Bogdan Gavrilescu ca viitor președinte al organizației Neamț. Mi-am asumat poate și așa... Și a spus cum se spune la slujbă, vrednic este. Da, da. Și poate că mi-am asumat și acea greșeală, în ghilimele, pentru că eu nu o consider chiar o greșeală majoră, de negocierea votului în 2016 cu PSD-ul. Și am spus, bă, dacă e așa, prefer să trec în linia a doua, linia a treia, să-i las pe cei tineri care sunt dornici de politică, poate că din 90, cred că a venit timpul, e experiența mea măcar să le-o transmit, dar ca imagine și ca, eu știu, proiect politic, să las pe cei mai puțin în vârstă, ca să nu zic tineri, că nu sunt nici ei chiar tineri. Sunt tineri în politică. Da, tineri în politică. Eu țin minte... o primă emisiune făcută în campanie în 2016, când tinerii ăștia din politica dumneavoastră cam lăsau urme pe scaunele pe care stăteau. De emoții, nu de altceva. Dar, mă rog, să mai călesc și ei mai. Important e să nu, ce... să nu uite de unde au plecat, că până la urmă și aici e o... Da. În politică, într-adevăr, se întâmplă lucruri câteodată neplăcute, dar trebuie să ai o demnitate și o verticalitate, dacă vrei să reușești, pentru că vin alegerile locale, să știți că până acum au fost două tipuri de alegeri, europarlamentare și prezidențiale, la care vă spun sincer în fața telespectatorilor dumneavoastră că
Am avut multe participări, chiar ca șef de campanie, și la PNL, și la PDL, și chiar și la Mișcarea Populară. Alegerile locale nu se compară cu nicio este formă. Cu tot altceva. Iar dacă nu ai o statură verticală și o, cum să spun, o personalitate politică cât de cât pe un grup țintă, n-ai făcut nimic, pentru că atunci în cabină omul nu o să mai votezi sigla de partid, o să votezi persoana care reprezintă. Bun, și acum că tot vorbeați de vot la locale și parlamentare, spuneți-ne că mie totuși mi se pare ciudată chestia asta, să faci o conferință de presă, așa părea într-un fel ca un fel de semi-testament politic în PMP sau o chestie de genul. Ce planuri aveți de viitor? Semi-testament, poate nu semi, chiar un cuvânt bun, eu știu unde vrei să mă duceți. Eu nu vreau să vă duc Michelu, vă întreb ce vreți să faceți de acum înainte. Vă cunosc de peste 20 de ani, cred că sunteți printre primul jurnalist în Piatra care am avut contact. Într-adevăr, poate a fost, știți cum, așa ca o... Când de asta v-am chemat azi în emisiune? O spovedanie politică ieri, dar am vrut să lămuresc niște lucruri, pentru că, și drept dovadă, nu vreau să comentez mai mult, am văzut niște articole apărute după acea conferință care chiar n-au avut nicio legătură cu persoana mea, dar asta nu mai comentăm, o lăsăm la nivelul și la latitudinea telespectatorilor. Ce am de gând în politică? Vreau cu, cum să vă spun, cu mâna pe inimă vă spun, vreau să termin... Vreau cu mâna pe inimă să termin cu demnitate acest... mandat de vicepreședinte al Consiliului Județean din partea Partidului Mișcarea Populară, repet, și vreau în timpul care a mai rămas în cele 5 luni de mandat să pot să contribui la adoptarea multor hotărâri pentru cetățenii județului Neam sau orașului Piatra Neamț, pentru că până la urmă pe ei reprezentăm acolo, indiferent de culoarea politică. Că o să mai apară acum săgeți și o să mai apară disensiuni vis-a-vis de unele proiecte de hotărâre, cred că e de notorietate și de actualitate că cele două mari forțe politice, PNL și PSD, vor să vor bate în continuare pentru acest. Dar am vrut să lămurez niște lucruri, pentru că, așa cum ați văzut și la, de la nivel național, conducerea noastră și președintele Eugen Tomac și, bineînțeles, președintele Băsescu a dat un semnal clar și pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale. Pot să citesc niște mesaje? Da, vă rog. Dacă vreți. Da, tot timpul am fost deschis. Nu vreau deci, să... Deci, ne salută foarte multă lume, ca de obicei, asta e așa. Avem un domn. Ia și să-i dau numele. Nu, îi mai dați. Fără dulamă PMP nu ar fi existat în Neamț, iar tineria aceea ar fi vândut cârnați sau pantofi. Avem și un alt mesaj de la un membru marcant al PMP, și că ați negociat singur dumneavoastră și ați semnat un protocol cu PSD pe care nimeni nu l-a văzut. Ați semnat un protocol cu PSD-ul? Da, a fost semnat un protocol pe care cei de la București l-au văzut, să știți. Deci a fost văzut. Deci, din acida, dar e bine de știut, pentru că așa, aruncare cuvinte acum după 3 ani și ceva, din acel protocol noi am avut viceprimar la Piatra, vicepreședinte Consiliului Județean, viceprimar la Gârcina, la Dochia, la Alexandru cel Bun, la... Asta e pe parte politică, păi, dar protocolul a fost protocolului... Semnat. Niște societăți ale Consiliului Județean au fost exact administrate de oameni din PMP. Au fost, exact cum se negociază politic, niște posturi în Consiliul de Administrație, niște posturi de director, director adjunct, pentru că toți fac același lucru. Același personaj vă spune că n-a primit nimeni posturi în PMP până nu s-a încheiat noua colaborare cu PNL-ul. Nu, aici este ce nu știu dacă e o notă bună pentru PNL în cazul ăsta, dar mă rog. Da, și pentru PMP. Știți ce se întâmplă? Toate posturile în CEA și în directori, acei directori erau concurs pe 215 făcută pe legea. Așa. Nu puteai să mergi să-i dai afară. Eu aș fi curios să văd că acum tot la ordinea zilei se schimbă directori, directori ajung tot oameni buni. Cine știe cum e așternută viața politică, știu prea bine că imediat la o schimbare de
de macaz politic și de o trecere a venirea altei guvernări, primii care pleacă sunt prefecții, subprefecții, consilierii prefecturilor, pentru că sunt numiți, pleacă consilierii guvernamentali, pleacă miniștri, pleacă secretarii de stat, pentru că acei oameni sunt numiți, într-adevăr, schimbările pot apărea cel mai repede aici. Și acum pleacă după aia cei care n-au ornis. Da. Dar nu pleacă politica. A fost o perioadă de timp în care s-au rezolvat niște treburi, s-au făcut noi concursuri, știți cum e la schimbări, dar deci se pare concurs, că s-au uitat. Concursuri foarte bine organizate și în care nu poți pierde decât dacă nu ești de la partid. Trebuie să vă spun ce mi-au reproșat mie colegi de partid vechi, care acum nu prea se mai regăsesc în structura de partid, dar mai colaborează cu Partidul Mișcarea Populară. Mi-au spus, Amedeo, hai să nu spun că ai fost un frăieruț, ca să nu zic fraier. Tu dacă rămâneai viceprimar la Piatra Neamț, tu acum erai deputat și îți terminai mandatul de deputat, nu de vicepreședinte la Consiliul Județean. Pentru păi început, poate au dreptate. Păi am analizat timpul dat dreptate, să știți. Pentru că eu am vrut atunci să maximizez votul și să obțin cât mai multe posturi pentru Partidul Mișcarea Populară. Și le-am obținut, chiar dacă ulterior mi s-a reproșat că da. Am făcut un pact cu... Încercăm o concluzie la final. Deci, în perioada următoare, țelul dumneavoastră este să vă încheiați mandatul, cum ați spus, cu demnitate, nu? Da, așa. Și după aceea? După aceea, prin experiența pe care am acumulat-o, vreau să ajut acești tineri să... Dacă vor și dacă ei să fie vor ajutați. Și ei, bineînțeles, pentru că aici dragostea de asila nu se treci, poate. Petreci pe cineva și cam a ajutat o femeie în vârstă să treacă strada. Bun, și care e problema? Păi ea nu vroia. Ea nu vroia, da. Mm. Da. Eu sper că o să... N-am avut niciodată mari bătălii în partid, dar au fost niște... Cum să vă spun... Lucruri mai puțin neplăcute, care nu cred că mai trebuie să le plăcute, povestim. Da. Azi, mai puțin plăcute, da. Ce scuze. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Aștept... Apropo, uite că era de mulțumesc. Nu s-a făcut ședință, e adevărat și se spune că nu s-a făcut ședință de Consiliul Județean ca să nu fiți nevoiți să votați alături de PSD? Nu, nu. Sau nu s-a făcut ședință de Consiliul Județean că nu s-a făcut? Nu, în primul rând a fost campanie electorală și cu turul 1 și turul 2 și nu a făcut nimeni ședințe. Să nu credeți cumva că județul Neamț este deci singur la alte județe. Nici în alte județe nu s-au făcut, nici nu au fost proiecte de hotărâre care să necesite o ședință extraordinară sau cum erau de îndată. Cu siguranță vom avea ședința acum de sfârșit de an. Eu cred că până la urmă fiecare dintre consilierii județeni care ne apropiem de acest sfârșit de mandat de 4 ani ar trebui să înțelegem atât pentru totdeauna că cine primează este cetățeanul din județul Neamț. Cred că o să fie înțelegere și o să putem la sfârșit de an să ciocnim un pahar de șampanie împreună fără a mai avea, eu știu, ranchiună politică așa puternic, pentru că lucrurile acum s-au cam aranjat, ați văzut. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc. Să ne scuzați dacă am inoportunat cu întrebările. Nu-i nicio problemă. Așa, oameni buni, aceasta a fost cafeaua de dimineață de astăzi. Invitatul n-a apucat să bea, o să-i dăm o cafea după emisiune. Eu vă îndemn să urmăriți emisiunea, pentru că ea ne arată cu sinceritate de data aceasta cum funcționează lucrurile în politică. Nu sunt lucruri noi spuse, dar sunt spuse apăsat și mie mi se pare că cu destulă sinceritate. Citiți ziarul Mesaj.